Întâlnim astăzi la Muzeul de Artă pentru cu prilejul finalizării unui proiect intitulat Via Neamțului, un proiect care a debutat în luna februarie anului acesta. A fost lansat oficial pe data de 24 iunie, nu întâmplător, de Ziua Internațională a ei. Și iată, astăzi asistăm la deschiderea expoziției Via Neamțului și la prezentarea albumului cu același titlu. Avem bucuria de a-i avea alături de noi pe domnul subprefect, domnul Doru Mucuranu, și pe doamna director al Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, doamna Carmen Nastasă, le mulțumim pentru prezență. Vă mulțumim dumneavoastră pentru prezența în număr atât de mare. Înainte de a detalia subiectul întâlnirii noastre de astăzi, dați-mi voie să le dau cuvântul oaspeților noștri. Domnule subprefect, vă rog. Vă mulțumesc, bună ziua! Îmi face o mare plăcere să fiu alături de Complexul Muzeal Neamț la toate manifestările pe care le organizează. Astăzi este vorba despre o reproducere a albumului din perioada 1918, dacă am înțeles bine. O inițiativă frumoasă, lăudabilă. De asemenea, vreau să vă spun că instituția prefectului va fi întotdeauna lângă dumneavoastră, lângă Complexul Muzeal, la toate acțiunile pe care vreți să le organizați și pe care le veți promova. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Proiectul Via Neamțului, un proiect inițiat de Complexul Muzeal Județean Neamț în colaborare cu Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare și șezătoarea de piatra, este un proiect finanțat de Guvernul României ca urmare a deciziei Comitetului Interministerial pentru Centenar din 6 iulie 2018. Un proiect care, alături de alte 4 proiecte ale Complexului Muzeal Județean Neamț, finanțate de Guvernul României, valorifică patrimoniul cultural reprezentativ pentru ceea ce a însemnat înfăptuirea Marii Unii. Dați-mi voie să-i dau cuvântul doamnei director Carmen Nastase în calitate de partener al acestui proiect. Vă rog. Mulțumesc. Bine v-am găsit. Astăzi nu este o sărbătoare, o deosebit, dar e sărbătoare în sufletele noastre. Sărbătorim IA și acest proiect frumos. Felicitări doamna Florentina, felicitări fetelor. Ca manager al Centrului pentru Cultură și Artă, Carmen Seculare, care are menirea să păstreze și să ducă mai departe folclorul, tradiția și votul popular, sunt foarte fericită. Văd pe interesul pentru IE, pentru portul ei, a devenit în ultimul timp tot mai mare și încercăm și noi să susținem acest lucru. Felicitări fetelor, v-am admirat de prima dată de când ați venit la ușă, vă știam deja de pe Facebook și am avut bucuria că am putut să vă ajut. Sper că vă vom ajuta și de acum încolo. Felicitări! În acest an în care vorbim tot mai mult despre identitatea noastră națională și despre identitatea noastră creștin-ortodoxă, cred că elogierea cămășii femeiești și a ei este mai mult decât binevenită, cu atât mai mult cu cât ea este un simbol identitar al costumului tradițional, deopotrivă un simbol identitar al unei comunități. Iile vechi prezentate în această expoziție, realizate și în anul 1918 și la sfârșit de secolul XIX, în perioada interbelică, sunt adevărate opere de artă, sunt bunuri de patrimoniu, de altfel marea majoritate sunt clasate în categoriile juridice, tezauri și fond ale patrimoniului cultural național mobil.
Iar replicile pe care le vedem în această expoziție, cu siguranță au fost făcute cu foarte multă muncă, dar și cu foarte multă maestrie de către doamnele de la șezătoarea de piatra. Ele însă se autodefinau ca fiind susținătoare ale tradiției autentice. Activitatea de astăzi e și acest demers de rememorare a valorilor culturii tradiționale autentice. Eu datorăm doamnei Florentina Buzenski, colega noastră, în calitate de coordonator al proiectului Ia Neamțului, deopotrivă Centrului pentru Cultură și Arte Carmen Seculare, dar și în egală măsură doamnelor de la șezătoarea de piatra. Fără a mă lungi cu vorba, pentru că cea care trebuie să ne vorbească despre proiect este coordonatoarea proiectului, dați-mi voie să-i dau cuvântul colegei mele, doamna Florentina Buzenski. Vă rog. Bună ziua și mulțumesc că sunteți alături de noi. Mulțumesc că ați venit să vedeți rodul muncii de 6-9 luni ale doamnelor de la șezătoarea de piatra. Când am lansat proiectul pe 24 iunie, au venit la fel foarte multe persoane și doreau să vadă iile. Și au fost dezamăgite. Au văzut niște fotografii și niște mânici la care doamnele lucrau. Pentru că noi doar arătam că un astfel de proiect durează. Și încercam să vă arătăm că tot ce este durabil nu se face de astăzi pe mâine. Acum vedeți ceea ce au lucrat doamnele. Vedeți pe de o parte patrimoniul nostru și vedeți ceea ce au făcut dumnealor. Nu a fost un proiect ușor. Nu vă dați seama câtă muncă este în spatele a ceea ce vedeți dumneavoastră, câte nopți nedormite, concedii, weekend-uri sacrificate. Dar toate doamnele au lucrat cu plăcere. Și proiectul a pornit din dragoste pentru uie, pentru cămașa din județul Neamț și a pornit, de ce să nu recunoaștem, și din patriotism local. Pentru că am vrut să avem un proiect al nostru. Admir foarte mult tot ceea ce s-a făcut și mulțumirele mele doamnei Ioana Corbineanu pentru tot ceea ce face. Dar noi ne-am gândit să facem cu doamnele de la șezătoarea de piatra un proiect care să fie al Neamțului. Și l-am denumit Ia Neamțului, cu în paranteză Ia Neamului. Să știți că nu este doar un joc de cuvinte, ceea ce am spus noi. Și ne-am gândit așa, de ce Ia Neamțului, normal că este din zonă, și de ce Ia Neamțului? Pentru că noi am făcut prin aceste costume populare, prin aceste cămăși, o unire dinaintea unirii din 1918. La modul că aici vedeți cămăși de pe Valea Bistriței, care au influențe ardelenești, care nu sunt datorate numai vecinătății, ci sunt datorate și deplasărilor de populație din Ardeal spre Valea Bistriței, și avem și cămăși ale românilor din județul Harghita, care nu s-au debarasat de portul lor tradițional românesc. Deci este o, considerăm că este o ie a neamului românesc, ceea ce vedeți dumneavoastră aici. Astea sunt cele vechi pe care le vedeți. Veți vedea, profitând de faptul că tipologia costumului românesc și croiul are o anumită sculpturalitate, am transformat iile fetelor în adevărate statui și le-am pus pe niște postamente. Și veți admira și copiile, replicele sau cum doriți dumneavoastră ale acestora pe care le vedeți. Pentru a încununa această activitate și am făcut un catalog. Un catalog care ilustrează tocmai munca lor, un catalog prin care dorim să lăsăm ceva, o expoziție se strânge, dar acest catalog va rămâne atât în memoria dumnealor, cât și în amintirea noastră și pentru cunoașterea celor care vor veni după noi. Și înmânând acest catalog doamnelor, le voi nominaliza pe fiecare, mulțumindu-le pentru ceea ce au lucrat. Astfel, cei dintre dumneavoastră
care nu le cunoașteți și care nu le-ați identificat după fotografiile de pe postamente, veți avea plăcerea să le cunoașteți și să le admirați și să admirați munca pe care au realizat-o. Și aș dori să începem în ordinea cronologică a cămășilor și așa cum apar în catalog, cu doamna Antonela Iordache. Doamna... Doamna a fost implicată și în proiectele anterioare de care vorbea, ale doamnei Ioana Corduneanu, Ia Iduma și Ia Ivea, mulțumim frumos și mulțumim doamnei Viorica Nistor, care ne-a facilitat accesul la această cămașă ce face parte din colecția de la Muzeul de Istorie din Bicaz. Mulțumim mult! Cămăși au fost și o provocare, câteva dintre piesele pe care le vedeți au fost cusute de doamne care nu au mai cusut niciodată o cămașă până acum. Și a fost o provocare, pe de o parte, pentru doamnele care au cusut și au ales un model mult mai greu. Așa, și pe de altă parte, pentru doamnele care nu au cusut niciodată și o să vedeți, în dragoste pot să realizezi lucruri foarte frumoase și acum mă refer la una dintre aceste doamne, doamna Emma Vasilev, mulțumim frumos! Spuneam de provocări și cineva a venit și a văzut expoziția în timp ce lucram și ne-a spus unele cămăși parcă nu sunt făcute de mână de om. Ei, una dintre aceste cămăși care sunt ating perfecțiunea este realizată de doamna Luminița Ghila. Vă invităm aici. Mulțumim. Această expoziție mi-a prilejuit reîntâlnirea cu persoane dragi. Astfel de persoană care e dedicată artei acului și lucrează cu copiii și învață este doamna Maria Tamaș, iar o poveste. Doamna a ținut foarte mult la doamna Elena Niță Ibrian. Și s-a întâmplat, fără să știe, să aleagă o ie pe care o avem în colecție datorită doamnei Ibrian. Ceva se întâmplă dincolo de noi. Mulțumim frumos! Doamnele pe care le vedeți au profesii diferite, pasiuni diferite. Nu le și le unește pe toate această dragoste pentru ei. Una dintre aceste doamne, care a lăsat de curând o carte, care este îndrăgostită și de arta fotografică, este doamna Gabriela Trudeanu. Mulțumim frumos! Fiecare, să zicem, organizație, CERC sau cum doriți să-i spuneți, are un lider. Un lider, uneori ales, uneori recunoscut. Recunoscut datorită meritelor, datorită implicării, datorită potențialului pe care îl are. Iar la șezătoarea de piatră, așa cred eu, dacă greșesc, îmi cer scuze, liderul este doamna Carmen Nădejde, care alături de doamna Luminița Arghilea am pornit-o spre la drum în luna februarie. Vă mulțumesc și vă las să spuneți câteva cuvinte și după aia vă voi întreba. Bine ați venit în primul rând și, după cum știți, la așezători, în general, femeile vorbesc foarte mult. Cos și vorbesc. Eu, ca să nu continui tradiția așezătorilor, mi-am notat câteva idei, tocmai ca să fiu scurtă. O să îmi pun și eu de la mine. Nu eram chiar pregătită de discurs, de povestit acum și vreau să încep prin a vă spune, în zi de sărbătoare, vrem să mulțumim tuturor mamelor care au pus acul în mâinile fiicelor lor, în speranța că vor păstra o fărâmă de tradiție într-o lume în care cusutul a devenit de suiet. Coasele iilor nu este un copil. Ce scuze. Este exprimarea iubirii față de tradiție și față de portul popular.
Multe femei au moștenit o cămașă, altele au cumpărat una de la târg. Dar multe, mult mai multe, au ales să facă efortul de a coase cu mâinile lor. Mai pricepute sau începătoare. O ie pentru el sau chiar pentru copiilor. La șezătoare de piatră se întâlnesc femeile care își doresc să trăiască bucuria creierii propriei pagini de istorie. Simbolurile cusute în cămări sunt în jurul nostru. Râuri și soare și pom, biserici și flori. Iar modul în care cămășile sunt purtate, ia, arată bucurie, mândrie, căldură și suflet de român. În cei 4 ani de când avem la Carmen Seculare un cămin primitor, s-au cusut peste 100 de cămăși. Unele dintre ele au participat cu succes la expoziții naționale și internaționale. Am învățat unele de la altele și am dăruit mai departe din cunoașterea noastră. Am împărțit bucurii și împliniri și am sărbătorit mereu o pasiune comună. În acest proiect participă 20 din cele peste 100 de femei care au participat la șezătoare. În grupul de socializare, șezătoare de piatră, pe care vă rog să îl vizitați cu plăcere și cu curiozitate, măcar de acum încolo, sunt peste 1700 de membri. Vârstele celor care au cusut acele minuni, care sunt în spatele dumneavoastră, sunt cuprinse între 25 de ani și 75 de ani. Ocupațiile sunt foarte variate, în domeniul juridic, medical, economic sau învățământ. Deci da, putem coase și putem să oferim consultanță în peste 10 domenii. Încă o dată, vă invităm să primiți realizările noastre ca pe ceva pe care oricare dintre voi le puteți face. Fiecare, cu un mic efort, poate să contribuie la păstrarea sufletului românesc. Vă mulțumim pentru că ne-a ajutat să fim români și acum și peste 100 de ani. Spunea doamna Carmen Andrește despre profesii diferite și ajungem și la doamna învățătoare, vorbim de doamna Dorina Mucenicu, o iubitoare a artei populare, o iubitoare a copiilor și care contribuie cu una dintre inimile mele de sufletorie de la Făptașa. Mulțumim, doamna Dorina. Spuneam că această activitate Ia Neamțului ne-a prilejuit întâlniri cu persoane speciale. Iar una dintre aceste persoane speciale, zic eu, este doamna Marin Cuțu. Un suflet bun, un suflet modest, o doamnă care lucrează extraordinar și care, dacă ar avea timpul necesar, ar mai face câteva cămăși. Mulțumesc și eu! Nu este ușor să coși atunci când ai acasă copii mici, atunci când ești prins într-un domeniu care cere o mare concentrare, dar dacă vrei, se poate. Asta ne demonstrează doamna Violeta Ciurlea, care a ales una dintre inimile românești de peste mulțumim frumos, doamna Violeta. Una dintre doamne nu s-a mulțumit să facă o singură cămașă și a făcut 2. Și vorbim de doamna Elena Medelea și dacă a mai fi avut vreo lună, cred că o termina doamna și ca a treia. Da? Mulțumim frumos! Să vă mai dau o fotografie. Spuneam de provocări. Prima ie a cusut-o pentru una dintre nepoate și colega mea, doamna conservator, Doina Vieru. Admir foarte mult ceea ce face la muzeu, îi admir și mai mult răbdarea și sunt convinsă că una dintre cele 3 nepoate se va bate pentru această cămașă foarte frumoasă. Mulțumesc!
spuneam de persoane care îți spun ceva mai mult, dincolo de cuvinte. Și una dintre aceste persoane care a lucrat cu bucurie, da, cu potigneri, pentru că sănătatea nu tot timpul îți permite, dar a reușit să ducă la bun sfârșit ceea ce a lucrat, este doamna Mirela Butnaru. A făcut una dintre cele mai frumoase linii de la Grinția și mulțumim frumos, stimată doamnă. Când ai două sau trei joburi, că nici nu mai știu că de sunt, e cam greu. Și ne-am întâlnit și noi cum am putut, așa, dar cu sutul ei, din ce spunea doamna, ajută foarte mult la sănătate. Și nu o să vă vină să credeți de ce, pentru că uneori te ajută să te lași de fumat. Este cazul, vedeți că timpul poate fi folosit mult mai bine și ies niște lucruri foarte frumoase. Mulțumesc frumos, doamna Elena Băluț. Una dintre doamne, și mă refer la doamna Maria Lungu, și-a ales o ie care are un decor pe care îl întâlnim destul de rar în zona noastră și mă refer la decorul cruțat. Ei, această doamnă a realizat o ie frumoasă și cu râuri costișate, cu mărgele, cu paiete și îi mulțumim pentru colaborarea la acest proiect. Doamna Maria Lungu. Avem chiar familii care lucrează și mă refer la mamă și fiică. Pe fiică ați văzut-o, o invităm și pe mamă, doamna Lucia Nădejde. Ar trebui să primească o diplomă pentru persoana care a terminat cel mai repede, nu? A fost cea mai harnică. Aceasta e de făcut. Mulțumim frumos, doamnă. O altă doamnă foarte harnică, care a purtat chiar ea într-o anumită împrejurare și la o nuntă, nu, ea era o piesă de sărbătoare, este doamna Cătălina Bogza. Mulțumim pentru colaborare. Doamnele au copii și chiar copii mici, copii care aveau cât una când s-a apucat, da? Și au lucrat și au realizat piese extraordinare. Doamna Maria Mirabela Rogojina. Aceste ei, unele dintre ele au fost reproduse cât mai fidel, aș spune în proporție de aproape 100%. Altele au marca persoanei care a realizat-o. Și constatăm în unele cazuri că ea realizată acum este mai frumoasă decât cea pe care o avem noi în expoziție. Nu mă refer să vede unele sunt vechi și unele sunt noi. Dar doamna Maria Baciu a considerat că un încreț galben dă mult mai bine la o ie cusută cu negru și cu albastru. Nu am văzut persoane încruntate când au cusut. Nu am văzut persoane supărate când am fotografiat și când l-am chinuit pentru catalog. A fost o bucurie și acest lucru mi-a spus de fiecare dată, numai văzându-o doamna Otilia Papa. Mulțumim frumos! A fost o plăcere, domnilor! Sper că acest catalog să vă facă plăcere, să aveți o amintire frumoasă, dar l-aș ruga pe domnul Horațiu Silviu Ilea, pentru că avem invitați de seamă, să ne spună câteva lucruri despre acest catalog. Cum îl vede dumnealui? Cum vede rodul muncii noastre? Domnul Horațiu Silviu Ilea, în afară de o prezență fermecătoare, este un specialist extraordinar, este colegul nostru de la Muzeul Țăranului Român,
Este un colecționar de artă populară și nu vă vine să credeți că este atât de tânăr și are o colecție bogată. Și, după părerea mea, este o persoană, un personaj fabulos. Vă ascult! Mulțumesc pentru cuvintele foarte frumoase și eu nu spuneți foarte mult cuvântul dumneavoastră. Ne aflăm într-un moment absolut fabulos în care vehiculul este alăturat cu noul. Și rodul muncii doamnelor l-a dat în acest frumos catalog. Un catalog care va rămâne peste timp și se va ști că la Neamț s-au văzut 20 de cămăși după izvoadele vechi, izvoade de acum 100 de ani, care ne arată cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm. Singurul meu îndemn spre Doamne și spre toată lumea este să învețe să prețuiască cât mai mult arba țărănească și să prelungească viața pieselor vechi, să ofere o nouă viață modelelor vechi prin piesele noi realizate, iar tehnicitatea, materialele, să le lasă ca moștenire generațiilor viitoare. O expoziție foarte frumoasă. Mulțumim doamnelor, mulțumim muzeului, mulțumim Consiliului Județean, mulțumim tuturor pentru această foarte frumoasă realizare și luați-vă catalogul să-l aveți în bibliotecă. Din când în când să-l mai răsfoiți și să vedeți ce au făcut bunicile noastre, ce fac doamnele de astăzi și poate ce vor face nepoții și nepoatele noastre de mâine. Felicitări! Vă mulțumesc pentru prezență dumneavoastră și pentru cuvintele frumoase. Și pentru că iarăși apar eu în față și nu se văd colegii mei care au lucrat atât de mult la această expoziție și cărora le datorăm mare parte din faptul că suntem aici. Și aș vrea să mulțumesc domnului Lucian Uguță. Aș vrea să-i mulțumesc doamnei Silvia Trăistariu, suntem într-un muzeu de artă și vorbim de artă culturală. Și profitând de acest lucru, să vă invit și la expoziția doamnei Cela Neamțu, care se potrivește foarte bine cu ceea ce avem noi aici, că visajul va fi marți la ora 4. Aș dori să-i mulțumesc doamnei Elena Florescu. Pentru că mare parte din iile vechi pe care le vedeți aici sunt în colecția noastră datorită domniei sale și adunate în ani și ani și noi ne bucurăm acum de ele și dumneavoastră la fel. La fel aș dori să-i mulțumesc doamnei Ioana Corduneanu pentru că această idee a pornit de la nu pot să spun un refuz, dar de la imposibilitatea de a aduce la piatra Ia Aidoma. Pentru că Ia Aidoma circulă acum în toată Europa și inițial am vrut să aducem expoziția aici. Și nu s-a putut. Am vorbit cu domnia sa și nu s-a putut. Ei, și dat fiind că nu s-a putut, a fost foarte bine. Dar așteptăm să o vedem și felicitări pentru... Da? Vă rog să o aplaudați și vă mai rog să intrați pe internet și să vedeți, doamna este nominalizată la Gala Cariere, la păstrătorii de comori, da? Doamna este o păstrătoare de comori și îi mulțumim pentru aceasta. De asemenea, ne onorează cu prezența în această zi friguroasă de iarnă colegi și specialiști de la alte muzee și aș dori să vă mulțumesc domnule Victor Munteanu, doamna Gina Popa de la Iași, doamna Laura Tocariu de la Botoșani, doamna Margareta Mihalache de la Botoșani, Teodosia Rotaru, domnul Iulian Bucur de la Bacău și doamnei Roxana Munteanu de la Buzău și sper să nu fi uitat pe cineva, îmi cer scuze dacă am uitat. De la colegii mei de Complexul Muzeal, de la Roman, de la Târgu Neamț și așa mai departe. Și aș vrea să vă mulțumesc dumneavoastră pentru că v-ați răpit din timpul... deja suntem aproape în weekend și ați venit aici și să admirați ceea ce au făcut fetele.
Iar pentru doamnele care nu și-au îmbrăcat până acum cămașa pe care au lucrat-o, aș vrea să le spun așa, ca să fie sănătoase, să aibă noroc, să treacă niște bani prin cămașă înainte de a o îmbrăca, să treacă de 3 ori un fier ca să fie sănătoase, nu? Și dacă cumva vor să alunge renele, pot să o îmbrace și pe dos odată, că nu fi foc. Iar pentru cele care nu sunt încă măritate sau au o soacră cu gura mai mare, dar bă, nu cred că este cazul între noi aici, da? Să facă soacrei cadou o cămașă cu gura netăiată ca să nu mai aibă soacra gura mare. Vă mulțumesc mult tuturor încă o dată. Dacă am omis pe cineva, îmi cer scuze, doar emoțiile sunt. Și vă invităm să admirați ceea ce au făcut doamnele, să le puneți întrebări și după aia să discutăm într-un cadru mai restrâns. De la ora 4 avem o masă rotundă cu tema IA, istorie și prezent. Da? Istorie și prezent. Și să vedem ce a fost, ce este asta cu doamnele de la Șezătoarea și colegii noștri de la celelalte muzee. Vă mulțumesc mult!